pH-ul laptelui. Laptele este un aliment foarte important în alimentația omului. El conține numeroși nutrienți benefici pentru sănătate. Conține calciu pentru dezvoltarea oaselor, dinților, potasiu pentru sistemul cardiovascular, fosfor pentru întărirea oaselor, pentru dezvoltarea creierului, vitamina D pentru sistemul osos, sistemul imunitar, vitamina B12 care duce la formarea globulelor roșii, la dezvoltarea creierului, vitamina A pentru sistemul imunitar, ochi, păr, piele. De asemenea, este o sursă foarte importantă de proteine. Laptele, în schimb, are și câteva neajunsuri. El este sărac în fier, are un conținut destul de ridicat în sodiu, este și sărac în vitamina C. Dar, dacă în alimentația noastră avem atât produse lactate, cât și fructe și legume, se rezolvă aceste neajunsuri. În acest experiment vom măsura pH-ul laptelui. Avem aici lapte crud, deci neprocesat și nefiert, și aici avem lapte procesat, adică încălzit la temperatură mare, cel care se găsește în supermarketuri. Vom măsura cu hârtie de pH universal pH-ul laptelui crud, să vedem, și observăm că are un pH de 6,5. Și să vedem și cel procesat. În mod normal, prin încălzire, nu se schimbă aciditatea laptelui. Tot la fel, cam 6,5. Deci aproape de neutru. Laptele este unul din puținele, adică chiar singurul, dintre produsele animale care, după metabolizare, are un efect alcalinizant. Deci vom lăsa la căldură laptele crud și laptele procesat, numai că laptele fiind procesat se distrug microorganismele lui, inclusiv bacteriile lactice, care contribuie la acrirea laptelui, și atunci în acest lapte procesat voi adăuga o pastilă de probiotic care conține aceste bacterii lactice. Iar în cel de-al patrulea pahar am tot lapte procesat, în care voi adăuga suc de lămâie. Să vedem dacă reușim să-l acrim cu suc de lămâie. Deci, în mod normal, laptele procesat, dacă îl lăsăm la cald, el nu se acrește, ci se strică. Dar vom vedea acest lucru după ce voi ține aceste pahare la temperatura camerei. Am lăsat la cald toate paharele cu lapte și au trecut acum 24 de ore. Să vedem ce s-a întâmplat în fiecare pahar. Începem cu laptele crud. Observăm deasupra că s-a format o poșghiță de grăsime. Asta e smântâna. Deocamdată nu s-a prins. Să vedem după 24 de ore ce pH are laptele crud. Un pH în jur de 5. După 24 de ore i-a scăzut pH-ul și deci i s-a mai mărit puțin aciditatea. Aici am avut lapte procesat la care nu am adăugat nimic. Să vedem și pH-ul acestuia după 24 de ore. Neschimbat, 6,5. Laptele care am adăugat bacterii lactice la cel procesat, observăm că a devenit lapte bătut, priviți, și a schimbat consistența, are consistență mai tare, dacă îl mirosim, miroase a lapte acru. Să vedem și pH-ul acestuia, un pH 4. Laptele procesat, la care am adăugat aici suc de lămâie, la fel văd că s-a bătut, e lapte acru, schimbat consistența. La fel ca și cel cu bacterii lactice, a ajuns tot la un pH de 4, deși acestuia i-a crescut aciditatea. Deci observăm că la laptele care s-a
acrit, după 24 de ore, pH-ul a scăzut destul de mult, de la 6,5 la 4. Deci laptele lăsat la căldură începe să fermenteze, odată ce bacteriile lactice încep să se hrănească cu lactoza din lapte. Lactoza este transformată în acid lactic, care scade pH-ul laptelui și deci îi mărește aciditatea. Procesul de fermentare a laptelui este folosit la fabricația produselor lactate, și anume lapte bătut, iaurt, chefir, sana, smântână, deja aici am văzut și smântână, unt, brânzeturi, cașcaval. Aceste produse lactate sunt o sursă de probiotice naturale ce ajută la absorpția sporită a vitaminelor și mineralelor, mărește imunitatea organismului, ajută la procesul de digestie și au un efect antimicrobian, adică distrug bacteriile rele ce intră în organismul nostru. Deci sunt foarte sănătoase aceste produse lactate care, chiar dacă au aciditatea mai mare, ele aduc și multe beneficii organismului nostru. Să vedem ce s-a întâmplat cu laptele crud, respectiv cel procesat, după 48 de ore. Deci și cel crud s-a brânzit, s-a acrit, am făcut lapte bătut. Acum să-i verificăm pH-ul, să vedem după 48 de ore. Inițial, laptele crud a avut un pH de 6,5. Acum a ajuns la un pH de 5. Să vedem și cel procesat, la care nu am adăugat nimic și acesta și-a schimbat consistența. Bineînțeles că pe lângă consistență și-a schimbat și gustul de la dulce la acru. Tot un pH de 5. În concluzie, laptele ținut la cald se acrește și îi scade pH-ul. Prin urmare, pH-ul este un indicator al prospețimii laptelui.